Ce faci, mă? Să trăiesc în familia ta, fii atent că ți-ai asumat o răspundere. Las că nu știu pe YouTube acum. Bă, eu sunt Cum pe YouTube, eu sunt pe YouTube, tu nu ești pe YouTube. facem? Vorbești și vorbești sau vorbești și vorbești? Cum fac? Ca să stabilim o dată, că Păi, nu ca pleci să știi acolo. că eu sunt pe YouTube, tu ai zis că nu ești pe YouTube, eu sunt pe YouTube, să știi. În primul rând, ca să știu, eu n-am cum să mă iau de tine degeaba. Vin fiecare seară și mă măscărești pe astea pe aici ca un dobitoc. Eu? Cum faci? E tu? Cine pula mea? Eu? Vreodată, eu vreodată am intrat la tine pe live. Trei la mână, tu n-ai cum să te bați cu mine, că ai două mătuși în unchi, tu nu ești de bătaie, tu nu mai suferi de bătaie. Trei la mână, vreau să te bați tu cu mine, personal, mușchilosule, și câtă bătaie strag, să aleagă praful de mine, dacă îmi Când bați cu mine, să vreodată, aleagă mă, praful martalogule? de mine. Ce spun? Ascultă-mă, băi, ăsta, simplu, nu stă să ne înjurăm. Să mor eu, vinul la noi aici, la București, eu îți Cu plătesc și drag. hotel. Vreau să te bați cu mine, dacă Cu tu nu drag. vreți pe mine să fac cu la morții mei, dacă nu eu, băi, ascultă-mă. Dacă eu nu îmi cer scuze în direct, dacă tu mă bați pe mine, să fiu altă la Așa, urmă. așa să rămână, așa să rămână fratele meu. Nu trebuie să-mi plătești tu nimic dacă mă descurc. Eu nu pun mușchi, eu nu pun mușchi. Eu N-ai vreau să te frică. dau de pământ, dar nu mai și cu tine. N-ai frică, Hai că să ți-l vedem. desc capul ăla. N-ai frică, că așa, așa te bat de... Știi cum? Am Te fac încercat să mă frumos. înțelegi. Te fac Nu frumos, mai ca e în tinerețe te fac. ok. De lume, nu ești de brigăți cu mine. E bun că Ce... ai două mătuși, nu poți să te bați tu cu mine cu lume. Că ești mic, ești copil. Păi Eu n-am nu eu ce pot să mă să bag cu lume, eu sunt șmecher pe pula mea, fratele, eu n-am ce lume. Păi Mie nu și eu trebuie trebuie lume în să văd că, spate. băi, eu nu pun darea pe internet că facem lupte, că suntem luptători. Dar eu te bar rău pe tine, te bat, distrug capul, ești Așa nebunat. facem, fratele. Că mă sună, hai să punem un live, să nu, că noi nu avem nimic de ascuns. Te rog, ai ocazia să vorbești. Bă, la tine pe live, mă uit. De ce inventezi minciuni, frate? Că nu te-am înțeles. Ce minciuni? Bă, deci ție oricine ți-ar scrie și ar zice Pe ce cură mea, mare mă, armată ai Doriane, mă, primit. până astăzi... Nu Băi, Doriane, stai mă, că ești cu oamenii mei aici, așa, în primul rând salută, știu că ești de la țară. Așa. vă pup, vă pup. În Vă primul voi pe el. rând, ca să înțelegi o chestie așa pentru tine, până astăzi nu exista discuțiile astea, păi am vine ăla, îmi zice că Și crezi că trage... cât s-o luat de mine, crezi că până astăzi s-o luat de mine oameni? E un scandal în pula mea, logică, comunitatea mea o să sară pe tine și comunitatea ta o să sară pe mine. Ce pula mea vrei să Păi fac? și culmea, mie nu mi-a dat nimeni mesaj, uite, eu nu mi-a dat nimeni niciun mesaj, decât ăla mi-a dat mesaj, numai de Dorian anuncea, cum dracu, de astăzi, te întreb, te întreb Am așa, pus nu eu, știu, te tocmai de-aia ți-am întreb. trimis să vezi că e la cerere de mesaje, frate, și mie mi-a dat mesaj după, nici măcar mi-am citat cerere de mesaj. Ți-a dat ție Și tu îmi mesaje? spui mie că eu l-am pus. Ce pula mea o Pe vorbești, mai cine ce să-l frate, pună, stai? pe cine să-l Dacă pună, ar fi să puneam mă eu, pun cu tine, îl îmi puneam puneam eu. să mă bat cu tine. Îmi puneam eu un puțoi să te jure pe tine. Păi eu știu Dacă am ce, nu spus știu mie ce a să mă fost bat în cu tine. capul tău, nu știu ce a fost în capul tău să faci chestia asta. Te-am sunat, am vorbit ok, am zis, bă, frate, bun, facem așa frumos. Te-am Bă, ești deranjat eu cu nebun. ceva? Te-am deranjat eu cu ceva? Nu cred că te-am deranjat. Ți-am zis, Aia, ți-am bă, nu m-ai acceptat. deranjat, mă, Păi te nu te-am lasă, deranjat, mă, băiat, tu m-ai deranjat pe mine. Postările au început de la tine. Postările au început de la tine. Băi, ți-am zis că nu vreau să te sun, că sunt prea nervos, dar postările au început la tine. Eu stau acasă, sunt cu fiul meu, are colici, așa, în primul rând, asta doilea. Cum? Tu ai venit ieri la mine pe live, de la mine nu o ce pun nimic, a fost un confei care ți-a scris ție, ți-a dat troll Nu și mai după aia... contează acum ce a fost, cine a fost, s-a ajuns aici. Evident că nu, dar nu-mi băga mie Stop. nume și că am zis eu de copiii tăi, că Bă, nu eu te am știu zis, niciodată. nu, eu am zis așa, am zis ieri, bă, poate n-a fost, că nu m-am respirat, poate n-a fost el, poate a Dar fost nu inventa, el. frate, nu inventa, Eu că nu ți-am zis inventez, eu mă, nu eu spun inventează, să realități, te bă, duci și băiatule, așa. eu spun realități Cine care a dat există omul ăla? aici, exact astea. De astăzi m-am jurat, uite așa, uite, te numai de tine că trage, vine pe 28, te văd pe 28 că vii tu, tragi tu cu Da, deci toți pistoale. care m-au jurat pe mine, astăzi s-a suprat, da, deci toți care m-au jurat pe Băi, mine, s-au Doriane, jurat ăsta e până al aici. tău, mă, Doriane, ce dracu Hai, ești de... bă, frate, lasă că fac mine video și Bă, le arăt la toată lumea bă, de te-a pula mea și... amenințat vreun prieten de-al meu? Nu, frate, nu, stai liniștit. Atunci, Stai liniștit, atunci, eu spun, băi, te-a nu amenințat știam vreun... nimic, Eu te-am amenințat pe frate. tine, te-am amenințat pe tine, eu? Păi nu, tu nu, nici eu nu te-am amenințat pe tine, înțelegi? Asta e diferența, e între noi doi, nu pula mea ce zice o comunitate din sute de mii de români o să te jure Când... unul și apă, e vina lui Păi nu Dorian, frate, frățiorul e meu, vina lui nu Dorian. frățiorul meu. Când vine vorba de familie, nu mai e între noi doi, e între mai mulți. Asta n-ai înțeles, pentru că mi-ai jignit familia. Eu nu zic, bă, dar eu de ce nu m-am luat de nevoie să spun pe ăștia să-mi jure sau pe ce? Te-am jurat? Ai primit un mesaj? Jură-te pe familia ta. Uite, eu n-am primit niciun mesaj decât de la ăsta. Și uite mesaj, ca să vezi cât de prost e de la Cluj, de la tine din Cluj, aveți și vocea la... Băi, sunteți scurți în bandă rău de tot. Clujean de-al tău.
Clujean, de-al tău. Cu mine, bă, frate, dacă vreau să zic de familie, ziceam direct în pula aia, dacă vin să mă bag cu tine, crezi că n-am atâta tupeu să zic că... Păi eu zic că n-ai, eu zic că n-ai, uite și ai, o să vedem miercuri dacă ai, să vedem să nu dreadă, să nu-ți dacă ai COVID sau ceva. În fine, te rog frumos, lasă-mă să-mi fac emisiunea mea, eu n-am vorbit peste tine în emisiunea ta, am și eu dreptul la emisiunea mea aici, te pup, te salut, la revedere, ceau. Da. Vreau să lămuresc toată situația care s-a creat între mine și Ferraru. Bun, să începem cu începutul. Toată situația asta a pornit la un cont fake, un troll, care tot comenta și încă comentează pe live-urile lui Ferraru și se dă drept mine. Și pentru ăla care face treaba asta, îți sugerez să te oprești, dacă nu cumva îți dorești un dosar penal pentru fur de identitate. Să continuăm. După care Ferraru a apărut pe live la Conacu și în momentul în care a fost întrebat de mine, a spus că nu mă suportă. Eu am înghițit, mi se pare absolut normal, nu toată lumea trebuie să te suporte, așa că mi-am văzut eu de treaba mea. Totul bine și frumos, până miercuri, când Ferraru a venit la mine pe live și m-a făcut transexual și, na, jigniri de genul ăsta. Am încercat să-l ignor, însă comentariile nu s-au oprit. După care am izbucnit și eu și am început să-i răspund. Toată situația a degenerat și am ajuns la concluzia că cel mai bine ne întâlnim în ring, 1 versus 1, și rezolvăm problema. Pentru că eu nu sunt nici interlop, nici maker, eu sunt pur și simplu un sportiv. Nu provin din lumea și nici nu-mi doresc să fac parte din ea. După ce tot scandalul a devenit viral, evident că și eu și el am început să primim amenințări din diferite locuri și la diferite persoane. El a izbucnit în momentul în care un cont a început să-l înjure de familie și chestii de genul ăsta foarte urâte. Chestia nasoală e că Ferraru a crezut că eu am pus acea persoană să facă gesturile alea. Voi toți care mă cunoașteți știți foarte bine că eu nu sunt genul ăla de persoană. Nu am 15 ani și dacă am ceva de zis, s-o spun în față. Nu mi se pare absolut deloc normal să te aștepte 20 de matahale în plină noapte. Adică să fim serioși, nu vreau să mor. Situația tot degenerat până în punctul în care m-am trezit cu 20 de matahale care mă așteptau în fața blocului. Deci vă cam puteți dea seama ce se întâmpla dacă eu mergeam la București pentru meciul ăla. Așa că am decis să nu continui pe drumul ăsta pentru că nu am absolut nimic de câștigat din treaba asta și vreau să închid subiectul ăsta pentru că orice aș mai spune în momentul ăsta ar fi în defavoarea mea.